Celorlalte sfinte femei, mai apoi la alți apostoli, ca
Spre seară, fiind ușile încuiate, apostolii fiind închiși de frica iudeilor, Toma era cea acasă a Sfântului Ioan Marcu, de pe muntele Sion, unde a avut loc cina cea de taină. Și acolo, fiind închiși, dintr-o dată, prin ușile încuiate, a intrat la ei Domnul. A intrat prin ușile încuiate, a apărut dintr-o dată viu în mijlocul lor, cu trup adevărat, dar plin de slavă, plin de lumină dumnezeiască, plin de pace dumnezeiască, plin de putere dumnezeiască. Și le-a zis, pace vouă, nu doar în sens așa cum noi salutăm sau noi, este specific acest salut, salut, pace, ci le-a dat pace, cu adevărat, în sufletele și în trupurile lor. Apostolii erau tulburați și erau lipsiți de putere. Tulburați pentru că sufletește și pierduse speranța. Omul când își pierde speranța, trece într-o stare de disperare. Este cea mai grea stare care poate trăi omul pe pământ și care are doar două etape mai jos, adică vedere, sinuciderea și moartea. În această stare de disperare, apostolii nu-și mai găseau pacea, pentru că ei își pusese toată speranța în Iisus Hristos, crezând că El e Mesia și adevărat, El care e mort, El care merge pe apă ca pe uscat, El care potolește furtuna, potolește vântul, El care este stăpân al vântului și al mărilor, al Universului, stăpân al omului, că îl înviază și dacă e mort putre de 4 zile. Și odată ce l-au văzut mort, nu credeau în posibilitatea învierii, nici nu și-o puteau închipui, toată speranța lor și toate speranțele lor, mai bine zis, s-au înlăcuit. Au rămas fără nicio speranță. Deci, închipuiți, erau atât de tulburați sufletește, atât de deprimați, încât nu există cuvinte pe păiescrica starea aceasta lor. Și în această stare, deși ei, care altădată aveau și ei putere, închipuiți că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, când i-a trimis și pe ei la predică, le-a dat tot putere și le-a spus, iată vă dau o putere să călcați peste șerși, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Adică puterea care avea El, prin plin de Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, de a învia morți, de a scoate demoni, de a vindeca orice fel de boală, le-a dat și lor. Și ei au pus-o în aplicare. Și au văzut-o lucrând în ființa lor și în viața lor, în lucrarea lor. Și atunci, la un moment dat, când Mântuitorul a fost răstignit, toată credința lor s-a năruit, pe toată speranța lor s-a năruit și toată puterea lor s-a golit. Duhul lor i-a părăsit și n-au mai avut nicio putere în ei. Și acum am închipuit în ce stare deprimate erau ei. Și Domnul a intrat în mijlocul lor, le-a zis, pace vouă. Și atunci ei s-au bucurat, însă că Domnul e viu, că în același timp e viu, cu trupul așa cum a fost, dar trupul e transfigurat, trupul e de 1.000.000 de ori mai frumos decât cum a fost înainte. Deci el era cel mai frumos dintre fii oameni, era desăvârșit. Dar era desăvârșit cum vor învia trupurile. El e prima sămânță înviată în Hristos în el. Iar bună celor înviați. Și atunci s-au bucurat foarte mult, le-a venit pacea, le-a venit puterea, la un moment dat, mai într-o altă arătare, în timpul acestor 40 de zile, Domnul Hristos îi se arată și le dă și putere. Nu numai pace. Putere de a lega și de dezlega păcatele oamenilor. Și putere de a închide și deschide cerul. O această putere nu are nimeni pe pământ. Nici împărați, nici conducători de state nu pot să aibă. Să-ți ierte păcatele. Orice filozof, orice învățat, aducesc pe cel mai înțelept om din lume, pe Dalai Lama, pe orice indus, budist, oricine ar fi, un mare producător de sat, un mare psiholog, aduceți și puneți o singură întrebare. Pot să-mi ies păcatele? Iartă păcatele. Și o să vedeți că o să spună că nu pot să-ți iert păcatele. N-are putere de ierta păcatele. Și mai întreabă lucrul. Pot să-mi deschizi cerul? Cer, și o să spună că nu poate nici să închidă, nici să deschidă cer. Și această putere avea Hristos, a avut-o Hristos și a dat-o apostolilor lui
înainte de a pleca din lumea aceasta, și apostolii au dat-o mai departe preoților și ierarhilor și tot așa prin succesiunea apostolică prin zilele noastre. Doar smeriții preoți și smeriții ierarhi au această putere de a deschide și deschide cerul, de a lega și dezlega păcatele oameni. Și a dat această putere și au avut de bucurie și de putere pe apostol. Dar se spune mai spre sfârșitul textului Evangheliei, care se citește în ziua de Paște, că unul dintre cei 12, anume Toma, cel numit Geavul, nu era de față când a venit Iisus înviat între apostoli. Și vă închipuiți, Sfântul Apostol Toma, ce dramă sufletească a trăit o săptămână. I-au spus apostolii, am văzut pe Domnul înviat, a înviat Domnul. Și el n-a crezut. Toma, cum se spune, că era de o inteligență peste medie. Era un om foarte inteligent și în același timp, știți că tot oamenii inteligenți sunt foarte raționali. Adică judecă tot. Cred că sunt de bună credință, dar nu sunt dispus să creadă ușor. Adică cercetează. Și Sfântul Apostol Toma s-a încadrat în această categorie. Și el a spus în discuțiile cu Sfinții Apostoli, dacă nu voi vedea rănile și semnul cuielor în mâinile și picioarele lui, nu voi crede. Și dacă nu voi vedea rana lui în coasta lui și nu voi pipăi cu mâna mea rana din coasta lui, nu voi crede. Și vă închipuiți acest lucru a durat timp de o săptămână. A spune în un fel, Sfântul Toma are și o virtute, dar în același timp și o scădere. Toma nu era cu ei. De ce nu era cu ei? În primul rând că era un bărbat curajos. Nu stătea cu ei, dar se virtute. Nu stătea închis ca babele de frică. Era un bărbat curajos. Și a ieșit în lume, așa a văzut de treabă în continuare. Dar, în același timp, pe lângă faptul că era un bărbat curajos, știți că toți oamenii curajoși și care sunt capabili să ia viața în piept și să o ducă în spate, sunt foarte expuși egoismului și izolării de ceilalți. Ori omul, să țineți minte lucrul acesta, este o ființă făcută pentru comuniune, este o ființă comunicată, că e făcut să trăiască împreună cu ceilalți. Sigur că sunt unii mai puternici, ca și spiții pusnici, Arsenie cel Mare, a trăit 98 de ani în pustie Egiptului și a fost secretar în prănăstesc și tutore al lui Arcadie și Honorul, timpului Teodosie cel Mare. Adică era un părinte pentru părat, să închipuiți un om care știa 6-7 limbi, nu știu câți slujitori avea palat de aur, s-a îmbrăcat cu aur, și după ce un glas i-a spus, fugi, da, liniștește, s-a dus în pustia Egiptului și toată viața a căutat izolare. Și în pustie s-a izolat. Acum era un sfânt, să-l căutau toți și spunea, am venit tava să-i dai un cuvânt. S-a dus patriarhul Alexandriei la el să-i ceară cuvânt, cu anumit demnitate. Și el zicea, dacă vă dau un cuvânt, o să-l pătiți, o să-l puneți, să-l împliniți? Și el zice, da, părinte, cu tot dracu să-l puneți. Și el i-a spus, acesta e cuvântul meu. Unde este Arsenie? Sau unde ți-a auzit că este Arsenie? Să nu vă apropiați. Și toată viața a trăit în izolare, ca un solitar. Ei și au făcut niște daruri extraordinare de la Duhul Sfânt. Vă spun doar atât, ca să nu condamnați nici acest fel de viață, și este binecuvântat de Dumnezeu, se spune că un mare Sfânt Părinte a mers în pustia Egiptului să-i viziteze pe acești mari ave. Arsenie cel Mare, Climen cel Mare, Moisea și i-a văzut pe Sfântul Arsenie, dar care s-a izolat. Și l-a văzut pe Sfântul Moise, care a făcut în soară, care îi primea pe toți. Și s-a rugat Dumnezeu și a postit. Cum păre, cum se întâmplă, Doamne, că unul de dragul tău fuge în adâncul pustiei și fuge mereu, nu s-a spus de oameni? Și unul tot de dragul tău îi primește pe toți, nu se gândește la oboseala lui. Depășește limitele oboselii omenești. Și atunci, noaptea a avut o vedenie. Și în acea vedenie am văzut două corăbii pe un râu. Într-o corabie, mergând pe cursul râului, era Sfântul Moise Arad. Și el era conjurat de plângeri care îi dădeau farme de miere.
Deci pentru faptul că El dăruia oamenilor, sufletelor care se așteptă în felul, El primea dulceață de la Îngerii lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu. Deci Îngerii însuși îl hrăneau și îl răcoreau, îl bucurau. Iar spune, mai încolo a văzut o corabie care mergea în sus râului, contra apei, și în care era singur Ava Arsenie. Și spune acest Sfânt, zice, și însăși Duhul lui Dumnezeu povățuia corabia vieții lui. Iar nu Îngerii, Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfântului Trăie. Deci, vedeți că toate sunt binecuvântate. Ei, Toma, cam în categoria aceasta se încadrează, să știți. Și el nu era de față, acum s-a întâmplat că a mai trecut o săptămână și era și Toma de față. Și dintr-o dată, când era și Toma de față, Domnul Iisus intră din nou prin ușile încuiate și din nou apare în mijlocul apostolilor plin de slavă dumnezeiască, trupul mondial, plin de lumină și slavă dumnezeiască. Și le zice, pace vouă! Și apostolii se bucură, au bucurat în zângheri de Domnul. Și atunci se adresează lui Toma. Și zice lui Toma, direct, fără ca să-l întrebe. Adu-te începută un coajă și pune-l în coasta mea. Privește mâinile mele și picioarele mele. Urăte, piroate, că eu însuși sunt. Și nu fi necredincios, ci credincios. E o dulce observație care o face Domnul Iisus Hristos. Și Toma se apropie. Unii spun că n-a pipăit, dar tradiția de serviciu spune că a pipăit. Comentatorii moderni sunt înclinați să creadă că n-a pipăit. În deosebire de lumea protestantă, care merge pe sola fide, credință. Textele noastre turce spun cine a păzit mâna lui nearsă, atingându-se de coasta cea de păpaie. Deci înseamnă că a pipăit-o. Și în momentul în care a pipăit-o, s-a apropiat de coasta Domnului, Toma a căzut în genunchi și a exclamat și a dăruit lumii întregi cea mai frumoasă mărturisire de credință care poate fi. Este frumoasă și mărturisirea Sfintelor Femei, care le-au spus apostolilor, Hristos a înviat. Și apostolul s-a adevărat a înviat. Este frumoasă mărturisirea lui Luca și Cleopa, care l-au pus pe Domnul în viață. Și au confirmat apostolul, adevărat a înviat. Dar mărturisirea lui Toma este cea mai frumoasă mărturisire. El a crescut în genunchi și a strigat cu toată ființa lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce fac? Adică Domnul meu înseamnă Fiul lui Dumnezeu făcut om din neamul lui David, care devine rege, Domnul Domnilor, împăratul împăraților, cu scaun veșnic. Iar Dumnezeu înseamnă Dumnezeu cel veșnic, care a creat toate. Unul din Sfânta Trăime. Deci nu poate fi ceva mai frumos decât acest lucru. Și Sfântul Apostol Toma de aici și își va începe misiunea. În popor, pe nedrept se spune că Toma este necredincios. Dar fie așa. Nici Dumnezeu nu se supără, nici Toma nu se supără. N-a fost necredincios. Toma, așa cum v-a spus, fiind un om de o inteligență veșnică, a cercetat. N-a fost dispus să creadă ușor. Dar, în același timp, el a fost un profund credincios și Toma are cu totul alte virtuți. Lui Toma i s-a dat cea mai grea cruce, anume crucea aceasta a cercetării științifice. Crucea aceasta de a pipăi și de a cerceta prezența lui Dumnezeu și prezența Învierii Fiului Dumnezeu cu simplu tactil. Ceilalți l-au văzut și au crezut. Prin vedere se poate ajunge la credință. Alții au auzit și au crezut. Majoritatea au auzit și crede. Deci prin auzi vine credința. Altă categorie, prin vedere. Dar foarte puțini în care, prin cercetare, prin simplu tactil, a ajuns la credință. Toma este tocmai pentru aceștia. A primit cea mai grea cruce. Simțul tactil este simțul cel mai jos, pipăit. Dar același timp este și cel mai profund.
cel mai adevărat, cel mai adânc. Știți că în zilele noastre, o veneam mereu la numărul Bartolomeu, în cuvântele sale pascale, despre expresia lui Eminescu, că ochii de minte și urechea de înșală. Așa este. Da, e păinul de înșală. Vedeți? Sfântul Apostol Toma i s-a dat așezut. Și oare de ce? Mi-am pus întrebarea, să știți, chiar astăzi după masă, au din aceste lucruri și gândindu-mă că poate, dacă se vorbesc ceva seara asta, de ce i s-a dat după acest lucru? Și am găsit un răspuns. El i s-a dat să pipăie cu trupul, pentru că, așa cum l-a spus, în primul rând era foarte inteligent și era capabil să patroneze știința care cercetează, dar nu de la aceeași concluzie, ca și credința, după un timp nelungat. Dar mai întâi, Toma era foarte curajos. Era cel mai curajos dintre apostoli. Dacă vă amintiți înainte de patim, este singur care de două perioade, dacă știți în Evanghelie, spune, când auziți de patimile Domnului, Petru l-a îndemnat cum să evite patimile. Și toți alții, pur și simplu, l-au părăsit. Toma a zis, nu, să mergem și noi cu el să murim. Să mergem și noi împreună cu el să ne dăm viață. Deci Toma a fost singur care a avut acest duh locuitor de credință de a muri pentru Hristos. Deci, vedeți ce credință înseamnă că a avut Sfântul Apostol Toma. Deci o credință adevărată, capabilă să dea sângele. Și așa cum făcea cineva observație, într-adevăr, este uimitoare inteligența, petrina și modul de organizare a bisericii, că avem astăzi, datorată să pe care a făcut, dar la mai mult a pus cu această perfecțiune omenească. Vedeți că totul e acolo la linie, la Vatican. Și totul este de perfect. Este extraordinară teologia care a dezvoltat-o Sfântul Apostol Pavel, prin speculație teologică pe care a venit Sfânta Protestantă. Este extraordinară mistica Sfântului Ioan Evanghelist. Părintea lui este o adâncime nesfârșită pe care a culminat cu Sfântul Gore Palama, dar continuă cu mâncile noastre. Dar cu toate acestea, acești trei mari, sau Sfântul Apostol Andrei, care a fost în timp de mari, care s-a dus singur la descoperit, fără să îl trimite nimeni. Cu toate acestea, credința primelor de ani, 300 de ani, a mers pe această râvnă, pe această dorință de a fi jertfit pentru Hristos, a Sfântului Apostol Domnului. 6 sau 10 milioane de martiri sunt în primele 300 de ani. Ei, toate acestea au mers pe această râvnă a Sfântului Apostol Toma, care a avut acest curaj, această râvnă de a se muri pentru Hristos. Și vă spun, doar în câteva cuvinte, cu aceasta sfârșesc, Sfântul Apostol Toma, de aceea trebuie să-L iubiți, să-L prețuiți, să-L iubim, să-L prețuim, a primit cea mai grea misiune dintre toți Sfinții Apostoli. Anume, să predice în India. În India era cel mai greu să predice pentru că sunt religii de mii de ani foarte conservatoare, și puțin și hindușii, și toate religiile extrem orientale. Acolo prăveau un curaj martiric extraordinar, pentru că până astăzi creștinii, spre exemplu, dacă ajung în Tibet, sunt martirizați într-un mod inimaginabil. Deci, un sadism inimaginabil, să știți, mult necunoscut în Europa sau chiar nici în Orientul Mijlociu. Îi pune piele de bou să moară la soare strâns în piele de 30 de zile. Îi aruncă de pe stâncă să facă oasele pe râmă și îi lasă acolo să moară în timp. Așa o moară până astăzi, să știți, misionarii creștini, în Tibet, care e cea mai religioasă zonă din Asia și poate din lume. 20% din populație călugă, de 40 de milioane, 10 milioane călugă tibetane. Dar așa sunt de salici, de răi împotriva credinței creștine. Ei, acolo a fost trimis Sfântul Apostol Toma să predice. Și a avut un succes extraordinar, tocmai datorită curajului său desăvârșit, parcă nici acel bătrân cu baia zi, de câte ori îl văd când merge în India și când intră la aparatul Indiei. Și cu o inteligență ieșită din comun. Nu s-a dus ca și misionar, că dacă mergea altul decapita pe loc. S-a dus ca un înțelept arhitect, care știa să facă palate cum nu știe face nimeni lume. Și toți mari, adevărați, tot au această megalomanie de a construi un palat cum nu mai are altul curat.
Și el a spus, eu știu să construiesc un palat cum nu iese lume. Și așa s-a dus la împăratul Indiei Gundafor și i-a luat tone de bani, au căruță, de 10-20 de căruță, și a dat milostenie, vă dați seama, în acea sărăcie care e India până astăzi, distanța asta între case extraordinară, și acolo i-a construit un palat în cer. Sigur că el a pus la închisoare, după 3 ani și-a dat seama că n-a construit nimic, dar a murit fratele împăratului cu regent și a spus, l-a pus în cer. Și a pus în cer pe alte lucruri cerești minunate, greu de tradus în cuvânt, a văzut și palatul acesta care era de neimaginat, de nerostit. I-a spus îngerului, a cui e palatul ăsta? Și așa nu mi-a făcut chipul că există. Păi a fratele putătul, dar fără împăratul, i-a făcut străinul Toma, pe care voi îl țineți în închisoare și urmează să-l decapitați. Și ce dăm noi să mă duc înapoi, cere voie la Dumnezeu, să mă duc înapoi să-i spun ce palat are și să-mi îl dea mie, dacă tot eu am murit și el a rămas pe pământ. Și a înviat. Înainte de 3 zile, înainte de a decapita pe Sfântul Toma, a înviat fratele împărat. Când a înviat, împăratul de bucurie a spus, îți dau jumătate curăția, dau ce vrei, mă bucur că ai viat. Și a spus, nu trebuie nimic din lumea asta, fratele meu. Nu trebuie, dă-mi palatul care l-ai în cer, care ți l-a făcut Toma. Cum? Am palat în cer. Dar ăsta a dat bani toți la scăpătați. Chiar așa? Și când i-a spus acest lucru, a zis, nu, jumătate cu împărățioai, dă-i bani când vrei, fă și tu palat. Și nu i l-a dat. Și așa s-a creștinat toată India, la un moment dat. Ei, vedeți? Cu câtă, ce înțelepciune, ce inteligență și ce curaj a avut nevoie Sfânt Apostol Toma. Și Biserica creștină din India, numită Biserica Promită, rezistă până astăzi în sediul la Malabar și Sfântul Apostol Toma, iată că este între cei 12 apostoli. Deci, de aceea, astăzi, cumva, revenind, deci odată cu sărbătoarea Sfântului Apostol Toma, cu ea este poate singurul apostol care are duminică specială. Vedeți, între cei 12 apostoli. Revenind, oarecum, la normal, tocmai datorită acestei neputințe omenești, dorințe omenești, dar și neputințe, asta e condiția noastră omenească, să ne târâm pe pământ, să pipăim, să gustăm, să ce arghezi în calul lui, să-l pipăi pe Dumnezeu, să urlu, urlu, Doamne, existi. Așa e omul, când pipăie pământul, știe că e pe pământ. Dacă nu crede, crede că e în aer, dacă e la 8, iată că pământul ar fi la câțiva centimetri de el. Așa e omul. Ei, tocmai aceasta ne readuce oarecum, păstrăm bucuria mieri, uităm la început, la sfârșit, dar, în același timp, ne revenim la viața noastră, condiția noastră terestră, de care nu putem scăpa definitiv până suntem aici pe pământ. Să dea Dumnezeu pentru rugăciune și Sfântul să fim miluiți și mântuiți prin învierea lui Hristos. Amin. Hristos a înviat!